Sunteți pe ultima sută de metri cu pregătirea pentru școală. Ce mai aveți de făcut? Într-adevăr, suntem pe ultima sută de metri, pe toată perioada verii, Primăria Peștera, la fel ca în ultimii 8 ani de zile, s-a ocupat pentru ca la data de 1 septembrie să primească în condițiile cele mai bune profesorii, iar apoi pe 12, pe 15 septembrie, în funcție de data de început anului școlar pentru fiecare an în parte, să primească elevii în cele mai bune, în cele mai bune condiții. Ne-am ocupat, în primul rând, să igienizăm spațiile școlare și să le aducem în cele mai bune condiții, iar acum, începând cu data de 1 septembrie, cadrele didactice care au revenit după o bine meritată vacanță, să se ocupe pentru pregătirea spațiilor interioare, spațiilor școlare, în așa fel încât în prima zi de școală fiecare elev să fie primit cu rechizite, să fie primit cu manuale, cu zâmbete, cu flori, cu dragoste. Mai dulci, mentolat. Scrie pe tractor. Nu vrei ce tăia cu? Asta două, dacă mă crezi mereu, să vedem de acolo care de la... Да.